Dar până atunci aș avea câteva mesaje pentru contracandidata mea, doamna Gabriela Firea. Aș vrea, în primul rând, să o invit public pe doamna Firea la 3 dezbateri televizate în direct, în care împreună, în format 1-1, să discutăm probleme despre anticorupție în București, despre anticorupție în politică, despre dezvoltarea economică a orașului, despre măsurile pe care le vom propune bucureștenilor în ipoteza în care vom câștiga mandatul de primar general. Doresc să fie o dezbatere civilizată, dar o dezbatere care să spună lucrurilor pe nume, o dezbatere în care să discutăm nu numai despre programe, ci și despre capacitatea noastră de a conduce orașul. Însă și o dezbatere despre problema grupurilor de interese care se află în spatele domniei sale și care, indiferent de bunele domniei sale intenții, nu o vor lăsa să conducă altfel capitala decât a condus-o domnul Oprescu, având în spate pe domnul Ponta, având în spate PSD-ul, având în spate aceleași grupuri de interese care au transformat primăria capitalei și administrația bucureșteană într-o mlaștină a corupției. O invit pe doamna Firea să ne prezentăm în fața românilor și să explicăm cum vom asana această mlaștină a corupției și cum o vom transforma într-un teritoriu eliberat de corupție,